Ar fi fost bine să preia PSD guvernarea acum, în momentul ăsta, la, dacă trecea moțiunea de cenzură, era bine să preia acum PSD sau să mai aștepte? Cum vedeți dumneavoastră? Sunt două perspective. Perspectiva mea personală, o să vă spun părerea mea și părerea, să spunem, a liderului politic care știe ce are de făcut și ce trebuie să facă, nu neapărat ce ar place. Mie nu mi-ar plăcea personal ca în acest moment să intrăm la guvernare, pentru că și am două, trei motive. Principalul este că în acest moment nu ar fi posibil ca să facem o guvernare pe programul nostru, că ar trebui să te asociezi cu cineva. Și având în vedere și criza care vine și datoriile și toate celelalte, cred că dacă încerci să negociezi din nou tot timpul cifrele și așa, nu poți să faci ceva pentru România în criză. Deci este nevoie de o conducere în criză în care să fii foarte omogen, să fii foarte unitar. Și al doilea rând, tot așa, personal, este părerea mea personală, mi-aș dori ca oamenii, cetățenii să vadă ce înseamnă să votez cu centru dreapta, să votez cu asemenea alianțe. Iar doamna, n-au câștigat. O lecție. N-au câștigat alegerile, dar oamenii trebuie să simtă asta, să înțeleagă care e diferența între partide. Că altfel toți politicienii vorbesc frumos. Oamenii cred despre toți politicienii că sunt corupți. Fiecare promite. Promit marea acusarea. Să-i vedem și pe ei ce fac în acest moment. Și aș vrea să vadă oamenii. Astea sunt părerile mele personale. Dar ca strateg aș spune următorul lucru. Nu poți să-ți permiți să lași oamenii să sufere dintr-o ambiție politică, dintr-un orgoliu politic. Ai datoria ca și responsabil, ca și politician responsabil să faci ceea ce poți, să oprești dezastrele, să oprești crizele, chiar dacă ție nu-ți convine, chiar dacă faci un sacrificiu pentru asta. Dar un guvern de Uniune Națională nu cred că este oportun în acest moment, pentru că nu există deloc înțelege o fragmentare politică foarte mare și atunci nu cred că nici noi nu suntem ahtiați după putere. Că mi-au pus câțiva jurnaliști întrebarea zilele acestea. PSD-ul este ahtiat după putere, nu este ahtiat după putere. Ar exercita puterea dacă îi se dă ocazia, dar nu este ahtiat după putere în sensul acela că ne dorim, cum ne-a spus și Câțu de vreo 10 ori, cred că ne-a spus în discursul lui, că noi ne dorim puterea pentru că vrem să furăm banii poporului. Nu este adevărat. Ne dorim puterea ca să facem ceva pentru România. Dar va veni timpul, pentru că cel târziu la următoarele alegeri, care deja sunt peste 3 ani de zile, noi vom fi cu siguranță la guvernare și vom conduce, după părerea mea, chiar dacă vom avea o platformă de stânga, nu vom conduce în alianțe de genul acesta, stânga-dreapta sau alianțe pe care noi le considerăm toxice în acest moment.